No es por puteți, este 10 tipuri de colegi, partea 2, pentru că am făcut partea 1 și trebuie să dau numai așa. Mă sunt încă 4. Da, încă 4, ok. Două școli, nu okay. Primul, adică ar veni a 7-lea, pentru că toți puteți unde, dar zic așa primul, ca să... Așa, primul. Colegul care este foarte deștept, dar n-are niciodată căitele și manualele la el. Să înceapă. Ok, copii. O prepasă pe mine vizătoare așa, pe vizătoare. Să zice. Să vede, ok? E cadența. Ok, copii. Să începem. Să începem orele. Stai. Ok. Data asta avem o oră de matematică. Ok, am aici un manual. Să trebuie să scoate matanele. Da, avem un manual. Stai, păi n-am manual, nu faci doar la... N-am manual, îmi dai să copii. Nu am nevoie să copii. Pinkie Pie. O, taci. Ok, să vedem ce e foarte prezent. Nimeni, uite. Să începem prima exerciție. Să vedem cine este aștept. Aici scrie 2 ori 3. Cine știe? Eu. Dar nu știu că n-am animalul. Eu. Eu, dar n-am parte Pinkie Pie. Yep, face 6. Ok. Păi și nu scrie caiet? N-ai caiet? Păi și de ce copii? Păi doamna, n-am caiet. Și tu ce ai făcut toată ora fără caiet? Fără caiet. Am zis noi, Pinkie Pie, să ai de timpul toată lumea. Să știi să aveți toate caietele și toate manualele la voi. Da? Ok. Putem continua ora și fără tine, Pinkie Pie. Am ciudat, a fost asta, dar n-am. Mă bine să fac acest mine, pentru că oricum mă gândeam și... Da. Ok. Următorul este... colegul deștept. Că colegul știe multe. Ok, copii. Azi avem ora de matematică. Vă rog să scrieți caietele. Da, doamna! Ok. Am un exercițiu greu, pentru că am cumpărat un manual nou, ce să zice. Am cumpărat un manual, ca să pic, ăsta e la vechi, să iau din aici. Am un manual aici. Super, așa se manualul. Am cumpărat un manual vechi, pentru că voi sunteți prea mici acum. Și vă trebuie ceva mai nou. Vă trebuie niște exerciții mai un pic mai grele. Așa, acest manual. Așa, uite, am deschis manualul, pe ce l-am închis. Se poate că este asta. Eu l-am schimbat, ok. Manualul acesta. Ok, să-ți pic, deși, nu știu să fac. Să vedem. Să vedem ce zice, numai că eu să vedem. Așa, l-am deschis pe celălalt, pe ăsta l-am închis. L-am deschis pe acesta. Perfect. Haideți să vedem. Deci avem 2000. Deci avem 1000, nu, 100, ori, nu, 10, ori 10, minus 9, ori, da, ori 100. Cam. 10, ori 10, ori 2000, minus 4. Să vedem cine zice. Oh, știu eu, doamna, ești cea mai bună, doamna, știu eu, tu. Păi, da, doamna, face 1096. Foarte bine, primești un febe. Yes, am primit un febe, Poți să taci? Da, poți să taci, dacă vreți tu. Of, gata. Ok, trebuie să facă colegul.
Care e deștept. Okay. După colegul care e deștept, urmează colegul adorat de colegi, care e colegiul wow, și nu știu ce. Ok, să începem orele fraților. Avem ora de română, o cărticică aici, ora de română și să scot. Da, așa. Uitați asta, aceasta. Cel întâi am închis-o. Ok. Am scos sticătăci cătăcem. Încep că am scos-o, ea era tot. Ei, am scos-o să bagă stice cu limpe, pentru că nu curgă să pic. Am băgat-o, uitați. Ok, avem aici un manual de română și avem aici niște litere. Aici A, B, C și tot A, B, C, D, F, G, R, 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 R. Ok? Și vreau să ziceți, pentru că trebuie astăzi vom învăța gramatică. Gramatică este când, bine, eu nu știu pe devrete, la de zic ceva la pone, ok? Că gramatica este când faceți un cuvânt pe mai multe feluri, ok? Adică, gramatică este că el va veni, el a fost, el, sau nu știu ceva, ceva așa, nu știu ce gramatică, ok? Și da, vreau să zicem cuvântul el a venit și ce mai e, ce mai sunt el și cum. Cine vrea să-mi zică? Eu, pentru că eu sunt cea mai deșteaptă și eu. La eu. Nu vreau să răspund, să vedem cine nu vrea. Apelec. Păi doamna, puneți-o pe ea, pentru că cum să mă pune pe mine? Ce? Pentru că tu ești cea mai deșteaptă și ești foarte frumoasă, nu? Și nu colegi toată lumea. Haideți colegilor, toată lumea. Hip, hip, ura! Hip, hip, ura! Ce Dumnezeu e asta? Parcă eu eram cea mai deșteaptă și mai taci? Nici n-am apucat să spun, ce frumos, ce frumos cânt e, vreau să cânt? Nu, la 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 la. Ok, începem. Păi, el a venit, el venea foarte bine, el... Atâta. Era un cuvânt, bravo, foarte bine. El venea, el a venit, el vrea să vină, sau ea vine, ei veneau, ei stă. Asta am văzut astăzi. Ok, foarte bine. Applejack, el nu simte gel. Cum? Mersi, Epa! Stați, fraților, să vă mai zic... Muzica mea, pentru că Applejack, nu-i corect, ea, pentru că, ok, scuzați pentru deranjul ăsta, dar m-am gândit să fie cât mai amuzant, pentru că, da, ok. Ultimul coleg, este colegul plângăcios, care se plânge și de-astea, știți voi. Ok, copii, începem ora. Cine poate să-mi zică aici? Sansa și Mor. De ce presupunez? Da, eu nu știu. Ai luat de suficient. Asta e și mai rău. Hei. Păi bine. Ok. Bine. Poți să pleci măcar pe masă? Haide, tata și mă. Bine.
Ok, e să continuăm și da. Dar de ce mai plânge acum? Taci-o, tata! Lăsați-o! Să și mă doare capul! O doare capul! Pe cine doar capul? A, pe nimeni, pe nimeni! Ia, da, e doar acum să vă se o leacă. Știți, e trecut, nu? Da, da! Acum râde, doamna, râde! Nu, 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 nu! Nu dați vina pe mine, ea râde, vedeți, doamna? Ce strâie de jodă, doamna, mai că râde pe ce și nu vă deranjează. Doamna, de asta nu auziți voi, pentru că nu vă deranjează. Ce v-am spus? Ok, mă duc până la toaletă. Voi rezolvați testul de la pagina 40. Ok, trebuie să rezolv testul. Haide! Haide! Haide, mă doare! Mă doare puta! Haide, Sasa și Mara, trebuie să mai stau cu... Vrei să stau cu tine? Nu! Atunci nu mai stau cu tine. Da, te rog, de ce nu stai cu mine? Am venit. Sasa și Mara, de ce stai cu mine? Dar ce caut eu aici? Bine, trebuie să fiu în pat. Acum plăceam când am biberon. Cum? Sansa și mă trezește-te! Oh my gosh! Cum? Acum plăceam că vreau suzetă. Nu-i de râs. Credeam că nu știu la școală. Nu știu că am plus atâta. Ok, dacă v-a plăcut, dați like, comment și să vă abonați pe canalul meu la Prințesa Celestea. Da. Ok, și asta a fost lista pentru că nu le țin în minte. Și am scris aici, colegul Leudoros și vă zic, a fost colegul Leudoros, a fost Ferti. Colegul Sunoros a fost Remodel și colegul Haios a fost Bottom Bell, aia nasturi cu nasturi. Colegul Ceședor a fost Frătășai, colegul, de acord cu colegii, Cireaș, una Berseri, numai că asta a fost, cum a zis, din primul videoclip. Și colegul care, de acord cu doamna Applejack. Asta le vedeți în primul videoclip. Acum, videoclipul ăsta a fost colegul ăla cu colegul bun, numai care cățile. Ia Pinky, colegul deștept era Pinky Pie, asta, globa asta era. Care stătea lângă Sansa și Mara aici. Da. Ok. A fost colegul adorat de colegi. Aia, știți voi, aia care era de 76 și colegul plin de desene sau acum o Sansa și okay. Sper că v-a plăcut și să dați like și să comentați. Vă rog, comentarii plâng după ele, după comentarii. Vreau